Dumnezeu, cred că poți să-L găsești aproape oriunde dacă vrei să-L să cauți cu adevărat. Și este uluitor de foarte multe ori când pe Dumnezeu îl găsești acolo unde te aștepți mai puțin. Simt și uite, mi se face pila de găină în momentul în care mă gândesc la asta. Într-un fel, poate că e dovada că, și sigur e dovada că Dumnezeu nu m-a părăsit și atâta vreme cât înțelegem Că cea mai mare tristețe pe care o putem, uh, eu putem aduce este aceea de, de a-l dezamăgi în fel și chip. Și, din păcate, o facem uh, de prea multe ori. Mama mea cred că este cel mai bun om pe care l-am întâlnit vreodată. Nu cred, sunt sigur de asta. Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la un nou episod de altceva. Se spune că Dumnezeu lucrează prin oameni, implicit lucrează și prin medici, prin preoți, de ce nu lucrează prin jurnaliști, iar invitatul meu de astăzi este dovadă că Dumnezeu lucrează prin oameni. Este un jurnalist arhi cunoscut, nu a apărut niciodată până acum la un podcast, de altfel nici nu are nevoie, pentru că are propriul podcast, să-l numim așa, în aproape fiecare seară la Antena 3, unde milioane de oameni te urmăresc. Bine Mulțu ai venit! Mulțumesc Mihai. pentru invitație, mult prea generoasă pentru mine. Nu sunt nici pe departe atât de înfumurat să cred că am un rol major în modul în care Dumnezeu intervine în viețile altora. Sigur că am această conștiență, am această conștiență, însă cred că sunt oameni care fac lucruri mult mai importante decât fac eu și încerc să-mi păstrez în primul rând în capul meu un echilibru. Dar până la urmă Dumnezeu unde se află? Tu unde îl găsești? În bunătate, în inimă, în... Dumnezeu, cred că poți să-l găsești aproape oriunde dacă vrei să-l să cauți cu adevărat. Și este uluitor de foarte multe ori când pe Dumnezeu îl găsești acolo unde te aștepți mai puțin. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori, de exemplu, în adolescență sau în momentele mele de rebeliune, când aveam impresia că trebuie să încerc să fac altceva decât îmi spuneau ai mei, decât îmi spunea bunica, cât știam eu că este drept, că e corect și mergeam în tot felul de locuri având impresia că sigur acolo Dumnezeu nu are cum să fie. Ce era șocant pentru mine era că exact acolo îl găseam pe Dumnezeu și era ceva care mă făcea să uh, funcționeze conștiința morală pe care toți o avem, care e o dovadă până la urmă că Dumnezeu a lăsat ceva în noi care este un barometru ce este bine, ce este rău. Și de foarte multe ori când avem impresia că poate dacă doar dacă mergem la biserică sau dacă facem lucruri cum ar fi să facem ceva pentru cei nevoiași, pentru cei care știm noi că am învățat în scriptură că acolo îl găsești pe Dumnezeu. Dar pe Dumnezeu de foarte multe ori, dacă ne uităm cu foarte multă atenție în scriptură, îl găseam stând de vorbă cu prietenii lui, care nu erau nici academicieni, nu erau nici farisei, nu erau nici în Sinedriu, nu erau în elita religioasă a vremurilor, ci erau. Una era prostituată. Uh, unul era vameș, uh, alții erau pescari, uh, niște oameni simpli și Și au fost și păcătoși. practic borne în, uh, în existența lui. Uh, în momentul în care uh, i-a întâlnit, i-a iubit foarte mult, pentru că aici cred că e din nou o prejudecată pe care o avem față de Dumnezeu, sau cel puțin așa înțeleg eu lucrurile, există înțelegeri diferite, însă înțelegerea mea este că fiul lui Dumnezeu, așa cum am putut noi cunoaște mai bine pe Dumnezeu, uh, a venit nu să judece, judecata va fi mai târziu. Nu să ne mustre, nu să ne pună la colț, ci a venit să ne iubească, să ne vindece și să ne ierte. De fapt, să ne ierte și să ne vindece. Și să ne arate calea și adevărul prin existența lui. Asta e, de fapt, lucru care mie mi se pare, până la urmă, până la urmă, cred că asta ar fi cel mai important, pentru că dacă îl întâlnești și, de fapt, după ce l-ai întâlnit, rătăcești în, 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 în permanență și nu înțelegi nimic din asta, și n-ai văzut care este calea și care este lumina și încotro, de fapt, este nordul existenței noastre. Asta, de fapt, cred că este, până la urmă, cel mai trist lucru care se poate întâmpla unui om. Vorbește despre copilul rebel Mihai și. Despre rebel față de părinți și față de Dumnezeu. Cumva am intuit faptul că încercai să te ascunzi de ochii părinților da, da. și să te ascunzi și de ochii lui Dumnezeu, considerând că nu te poate vedea chiar pretutinde. Sigur. Când simți că l-ai dezamăgit? Oh, din păcate, de prea multe ori. Acesta e adevărul. Din păcate, de prea multe ori și um, faptul că încă simt, și uite, mi se face pila de găină în momentul în care mă gândesc la asta. Uh, Într-un fel, poate că e dovada că. și sigur e dovada că Dumnezeu nu m-a părăsit, și atâta vreme cât înțelegem că cea mai mare tristețe pe care o putem uh, eu putem aduce este aceea de, de a-l dezamăgi în fel și chip. Și, din păcate, o facem uh, de prea multe ori. Eu am crescut într-o familie extrem de iubitoare, uh, foarte credincioasă, unde. Eu am învățat să citesc pe Biblie. Pentru mine, lucrurile fundamentale ale vieții, descoperirea a ceea ce înseamnă Vechiul Testament, Noul Testament. Am adormit seara de seară, bunica mea îmi spunea... Aveam câteva povești preferate, unele erau din război și am foarte multe... Bunica mea a fost soție a unui... Militar important al armatei române, dar nu despre asta e vorba și îmi povestea uh, lucruri din război. Când au venit rușii, astea erau cele mai urâte povești. Și cu nemții era rău, dacă nu au venit rușii era nenorocire. Am și eu această măsură. Și tu ai? Prin poveștele bunicii mele. Exact. S-au aflat sub uh, germani, uh -huh. s-au aflat și sub ruși și sunt uh, tablouri, cadre uh, incomparabile. Mult mai rău cu rușii, nu? Mult mai rău cu rușii. Vezi, toate filmele pe care noi le-am văzut și modul în care a rămas, poveștile spuse din al doilea război mondial sunt despre cât erau de Sigur că nemții, ceea ce au făcut, adică holocaustul, cea mai mare atrocitate a umanității, erau extrem de brutal și, totuși, dramele pe care bunica mea le povestea despre momentul în care au venit rușii, Uite astăzi, de exemplu, noi înregistrăm în ziua în care eu în această dimineață m-am delectat, ca să zic așa. Am citit, încerc să citesc cât mai mult despre ceea ce se întâmplă. Și am citit și am ascultat foarte multe mărturii ale unor femei, mai tinere sau mai puțin tinere, una dintre ele este chiar foarte în vârstă, am fost o profesoară în Ucraina, care au fost, care au fost violate de către soldații roșii. Asta mi-a adus aminte de povești similare. Bunica mea a scăpat ca prin urechile acului de un astfel de viol pentru faptul că a fost foarte uh, stăpână pe ea și uh, a știut să uh, domine situația. Sigur că uh, asta nu înseamnă că alte persoane n-ar uh, ar fi, fi încercat să domine situația, dar din păcate uh, e pur și simplu cutremurător când vezi că lucrurile de felul ăsta se repetă. Deci, pe de o parte, întorcându-ne, îmi plăcea să adorm cu povestirile din al doilea război mondial și îi le ceream, spun mi o paia, spun mi o paia, spun mi o paia, de -aia eram super fascinat de poveștile pe care mi le spunea din scriptură David cu Goliat și îmi plăcea... Și tâlcul lor. Tâl cu lor în momentul în care încerca să-mi explice și nu știu ce, ziceam, bine, bine, mai spune-mi una, pentru că îmi plăceau atât de mult povestirile încât nu aveam prea multă răbdare pentru tâlc, dar încetul cu încetul, spunându-mi le seară de seară. Am ascultat și am memorat într-atât de puternic încât este imposibil ca să nu îți rămână tâlcu. Și crescând în felul ăsta, sigur că am avut în adolescență, că m-a întrebat de dezamăgire, am avut în adolescență, adică da, uite, totuși, uite, da, dacă aș face și aia, și aia, și aia, lucruri care mie mi se, adică știam că sunt greșite din punct de vedere moral. Ce-ți ce interzicea morala? Și tu considerai, e, cel puțin în, la vremea în fond, respectivă, că este, sub o formă sau alta, injust? În, în fond, nimic. Adică, nu mi, părinții mei niciodată nu mi-au impus ceva, niciodată nu a fost dacă nu faci așa. Nu, în fond, nimic. Însă, știam, de exemplu, că a consuma alcool în cantități, a. a Încerca să faci lucruri care în mod evident erau, erau greșite. A merge în anturaje decadente și așa mai departe. Bun, astea erau chestiuni care nu trebuie din punct de vedere moral sau eu știu, religios să le consider. Ele erau greșite din orice punct de vedere. Și ori de câte ori încercam și am încercat diverse lucruri, era ceva care îmi spunea că este greșit ceea ce fac. Și ce a fost fantastic de fiecare dată a fost faptul că um, a funcționat, știi, de foarte multe ori acum când noi suntem părinți amândoi. Unul dintre lucrurile la care mă gândesc este că în momentul în care pui în sufletul copilului, nepotului, când va fi cazul, pui o sămânță corectă. Îi, îi, lași acolo ceva care, uite, bunica mea avea o, o, chestiune care îmi spunea ori de câte ori plecam la școală. Ne zicea, Mihai zice și încă ceva, ultimul lucru. Da, buni. Mamă, nu uita cine ești. Și prima dată când mi-a spus treaba asta, a zis, ok. Atunci, la un moment dat am întrebat. ai greșit, probabil. Avea alte repere. E, cine nu, dar da, da, mă întrebam, adică, cine sunt? Ce vrea să spună cu asta? Și mi-a spus, la un moment dat când l-am întrebat, cine sunt? Și a zis, dragul meu, ești un copil pe care îl iubește Dumnezeu, să nu-ți bagi că niciodată de asta. Și cred că în momentul în care crești cu lucrurile astea, în momentul în care cineva îți, îți pune sămânța asta în suflet și în momentul în care înțelegi care e nordul, care sunt lucrurile bune, care sunt lucrurile care ne neapărat sunt rele, dacă nu te ajută cu nimica, Uh, inevitabil asta te va ajuta mai târziu. Și în momentul în care ajungi la răscruce de drumuri, în momentul în care greșești și cazi, și cine nu cunoaște această drama căderii, cine nu cunoaște această dramă a uh, dezamăgirii, ești dezamăgit de tine, ei dezamăgit pe cei care, care te iubesc, l-ai dezamăgit pe Dumnezeu, ai dezamăgit tot ceea ce era important cu privire la viața ta. Dacă nu cunoaște asta, uh, până la urmă s-ar putea să nu cunoști ceea ce înseamnă unul dintre cele mai importante lucruri, care este iertarea lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care cunoști iertarea lui Dumnezeu și în momentul în care îți dai seama că Dumnezeu este cel care dă a doua șansă și nu era a treia șansă și nu era 99 a 99-a șansă, în momentul respectiv, cred că descoperi o dimensiune de care omul are neapărat nevoie. Fără a descoperi iertarea, fără a descoperi ce înseamnă să te ridici, cazi odată, cazi de 100 de ori și te ridici. Asta este ceva ce până la urmă te așează pe o traiectorie corect în raport cu tine, în raport cu ceilalți și, cel mai important, în raport cu Dumnezeu. Bunica te apropia de Dumnezeu. Bunica părinții mei. Dar când ai început tu să ai propriul dialog cu Dumnezeu și când ai avut sentimentul că te și aude în întâia oră, Ok, uite, o să spun ceva ce nu prea povestesc, pentru că dacă povestesc asta cuiva, cred că sunt țăcănit. Uh, sau că sunt, uh, na, cum se zice, Jesus freak. Uh, dar este povestea mea, este uh, trăirea mea și pentru faptul că, na, știi foarte bine, eu nu dau interviu, nu povestesc lucruri și pentru faptul că am impresia că vorbesc suficient, însă uite, apreciez foarte mult faptul că faci uh, ceea ce faci, am văzut ceea ce faci, am văzut ce fel de oameni vin la tine. Uh, îmi place uh, inclusiv modul în care arată lucrurile, știi, genul ăsta de dialog la distanță. asta, uh, Asta o făcea Larry King, o fac puțin oameni care screază dimensiunea asta, screază un gen de intimitate care te duce să povestești și lucruri pe care n-ai vrea să le povestești. Ok, deci... Uh, Cresc în această familie foarte iubitoare uh, niște oameni absolut remarcabili, niște oameni, uh, ce să zic, uh, păstrez uh, amintirea bunicii mele, părinții mei, niște oameni de, care s-au sacrificat mult pentru noi și care uh, au făcut tot ce au putut mai bine pentru noi și ne-au crescut așa într-o într atmosferă absolut, uh, absolut incredibilă. Bun, și uh, cred că aveam vreo 5-6 ani. Noi pe vremea locuiam la Lisa, care a contat foarte mult pentru mine, pentru întâlnirea ulterioară cu Octavian Paler. Practic, am copilărit aproape pe aceeași stradă, chiar dacă uh, noi stăteam, adică era o curbă acolo, dar era să văd aceeași stradă uh, cu Octavian Paler. Uh, bun, și locuiam la Lisa. Era o iarnă, uh, cine a copilărit sau cine a fost rodată iarna la poalele Mânților Făgărași. Deci sunt niște ierni. Incredibil. Pentru noi, pentru părinți, era greu. Pentru părinți era teribil. Adică aveam o casă mare cu șapte camere, și casa avea povestea ei, trebuia încălzită și așa mai departe, cu sobe de rumeguș, cu uh, lemne, cu. Era foarte greu. Dar pentru noi era fantastic. Mei, eu nu aveam sanie Nu aveam sanie, și uh, tatăl meu era, cred, mi-aduc aminte, am să, o să vezi de ce îmi aduc -am aminte care era ziua. Era sâmbătă seara. Și tatăl meu, așa ne-am strâns seara și mi-a zis copii, de ce să știți, nu știu, ne-a povestit el ceva din Biblie, cred, și a zis să știți că Dumnezeu răspunde la rugăciuni, uite, să încercați treaba asta. Vă și, îndemna să vorbiți cu el. Da. Și eu am avut așa, adică, bun, adică, sunt milioane de oameni, miliarde de oameni și zic eu ceva. Și am spus Dumnezeu. Pe de altă parte, uh, modul în care el a povestit lucrurile alea, adică îmi dădea cumva speranța că, știi bai, să încerc și eu. Eu n-am sănii. Și uh, mă duc la patul meu acolo, mă plec în genunchi în fața patului și zic, doamne, uite, toți copiii au sănie și eu n-am sănie, zic, și tata nu știe el să facă sănii, să fac și eu să o Dar dacă tu știi, adică o vreau și o sani. Știi, adică mă cuprinde așa, mă, mă înduioșează că mi-aduc aminte așa de ce e, văd copilul ăla, știi, care cu încredere și parcă așa, dar doamne. Bun, în sfârșit. De ce mi-aduc aminte că era sâmbătă seara? La noi, în fiecare duminică dimineața când ne trezeam, miroseam mă măligă în casă, a Era un miros fantastic. Camera mea era exact lângă bucătărie. Și, adică, îmi în în gură. Și. <laughs> uh, uh, fiind uh, mă atrăgea mirosul ăla, s din pat. Și cum să team noi, așa la masă. Deci, eu n-am vorbit cu nimeni. N-am vorbit cu tată, n-am vorbit cu surorile mele, n-am vorbit cu nimeni. Eu m-am rugat în genunchi lângă patul meu. Era dorința ascunsă. Da, era da, dorința da. ascunsă de seara, da. Și cum eram noi, așa la masă, eu cam aminte că ninja afară în ziua aia. Deci, ninja fantastică, și ful, niște mare. mari. Și se aude. În, la ușă ne uităm noi, încă trăiește domnul Nelu Greu. Domnul Nelu Greavu era un tip, așa, înalt, cu părul alb, uh, ce să zic, era un fel de moș Crăciun fără barbă. Ce faceți, nu știu ce, și zice, Mihaiță, ce vrei tu să vii până afară? Eu mă uit la ei, băiatu, și în momentul ăla zic, nu -na, -na, are cum. N-are cum. Adică eu n-am vorbit cu nimeni, că adică doar rugăciune, n-are cum. Și pașii pe care am făcut de la masă până la ușă, erau, erau nu era mult, în capul meu a fost, de ce mă cheam afară? Adică mi-a făcut vreo sanie. Și în momentul în care ies afară, zice, uite, zilele astea am lucrat la o sanie pentru tine, că am văzut că n-ai. Sigur, toată lumea o să-mi spună acum mie, că sigur au coincidență, omul s-a văzut că n-am sanie și așa mai departe. Pentru mine însă, Faptul că eu seara m-am rugat. Pentru mine a fost ceva incredibil. Adică eu, eu, eu îți spun sincer. Că seama, Dumnezeu lucrează prin oameni. Absolut da. Absolut da. Și uh, uh, au fost multe alte lucruri de la 5 ani până acum în care eu am. Eu am foarte mare. foarte mare încredere. Foarte mare încredere în rugăciune. Foarte mare încredere am în faptul că, în primul rând, în momentul în care te rogi. Um, Asta contează în primul rând pentru tine. Și asta creează în sufletul o anumită disponibilitate pe care altfel nu poți, nu, nu poți să o atingi. Iar în momentul în care ai certitudinea că Dumnezeu să răspund, mai nu răspund la toate rugăciunile. De multe ori ne rugăm pentru lucruri care nu avem nevoie, pentru, de multe ori ne rugăm pentru situații de care realmente nu avem nevoie, sunt nocive pentru noi, sunt toxice. De altfel, timpul ne arată de multe ori când ne exprimăm o dorință, ne arată de multe ori faptul că tocmai neîmplinirea acelei dorințe da. ne-a dus într-o situație uh, profitabilă, într-o situație uh, binecuvântată. Așa este. De multe ori mi-am spus, zic, ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea din urmă cu 4 ani, cu 5 ani, viața mea nu s-ar mai fi aflat astăzi aici. Și îi mulțumesc că -a, a știut mai bine ce este pentru mine. Știi, e, nu mi-am imaginat că practic discuția noastră o să fie în felul ăsta astăzi, dar e foarte bine că e așa. E o parabolă, pe o mă rog, în rog, niște ani de zile, un scriitor își imaginează momentul în care un om se întâlnește cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îi zice, vezi, dragul meu, dacă te uiți pe, erau pe malul unei, unui ocean, dacă te uiți pe malul oceanului e să vezi urmele pașilor tăi, iar urmele pe care le vezi lângă pașii tăi sunt urmele mele. Și la un moment dat omul zice, da, doamne. Dar zice, vezi, în perioada asta, pe bucata asta, sunt doar urmele mele. Deci acolo mai părăsit. Dacă Dumnezeu spune, nu, dragul meu, acolo te-am luat în brațe. Sunt doar urmele mele. Ce imagine frumoasă. De foarte multe ori, avem senzația că Dumnezeu ne-a părăsit, că asta este până la urmă unul dintre cele mai cumplite sentimente pe care le poți avea. Dar, de fapt, Dumnezeu nu te-a părăsit. Nu înțelegi despre ce Pinsa e vorba. speranțe și înăldești de el, practic, este dureroasă. Dar tu să reproșezi vreodată că l-ai părăsit? Că te-ai rușinat de el? Bineînțeles. De pildă, știi, de foarte multe ori trecem pe lângă o biserică și, tocmai, în această idee în care a ne acoperi credința, da. poate că ezităm să ne rugăm uh, printr-un gest, uh -huh. printr-o cruce, sau ezităm cumva să ne arătăm atașamentul față de Ce vor el. zice ceilalți? Ce vor zice ceilalți? Eu mi s-a întâmplat să mă rușinez de credința mea. Și cum a trecut pe asta? Prin rugăciune. Uh -huh. Și... Am înțeles în timp că, practic, dacă iubirea de Dumnezeu ne e luată, nu mai păstrăm nimic. Așa. La cine ne mai raportăm? De acord, găsim tot soiul de atei, agnostici, sceptici, găsim tot soiul de, de teorii care uh, sunt menite să ne îndepărteze de Dumnezeu, să ne izoleze, fie ca și uh, individ, ca și comunitate. Dar uh, constat că poate și cei mai uh, radicali uh, contestatori al lui Dumnezeu, contestatarea lui Dumnezeu, la un moment dat se întorc cu fața către El. Uh, da, pentru că um, unii dintre ei am fost fascinat o vreme să le citesc: Istoria celor care au fost mari contestatari și care în ultima parte a vieții sau în diverse momente sau l-au găsit pe Dumnezeu. Acolo sunt povești foarte interesante și pentru cei care nu e neapărat, acum nu vreau să detaliez, însă vei găsi oameni care de fapt au fost foarte tulburați de-a lungul vieții lor. Toate momentele în care au contestat pe Dumnezeu și au contestat până la urmă cum să contești ceea ce una de singurele evidențe pe care le ai în această viață. Pentru cineva care se îndoiește cu privire la existența lui Dumnezeu, de fapt se îndoiește cu privire la propria sa existență. În momentul în care pornești și descoperi că singurul lucru fundamental pe care le ai în această viață este Dumnezeu, celelalte lucruri, din păcate, multe dintre ele vin și și, și, și pleacă. Chiar și părinții noștri, bunicii noștri, cei mai apropiați, cei care ne dau sens în viață, la un moment dat pleacă. Se poate întâmpla ca relațiile din viața noastră să, să fie și să nu fie. Singurul lucru care va fi întotdeauna acolo, care niciodată nu te, deva, te va dezamăge, care niciodată nu te va abandona, oricât de mult ai rătăcit-o, oricât de mult ai face tot felul de lucruri care sunt în, în contradicție cu Ideea de Dumnezeu, El va fi acolo. Și asta, uh, pentru mine, este uh, lucru care, care mă preocupă. Uh, eu, știi. Uh, <laughs> Glumesc adeseori spunând, eu am vrut să devin un sfânt, am vrut să și am făcut teologie și uh, am finalizat până a fi un păcătos, nefăcând, uh, ne mergând pe drumul ăsta uh, mai departe. Discutăm imediat și despre răscrucea din viața ta, când, practic, mulți ar spune că te-ai întors uh, cu spatele la Dumnezeu. Nu cred că am făcut asta, sper că n-am făcut asta, dar nu e, adică nu mi se pare important neapărat să vorbesc despre mine. Mi se pare important, sigur că pot să fac și asta, mi se pare însă important ca poate cei care ne urmăresc, cei care ne ascultă și care sunt interesați de acest subiect, poate unii sunt interesați, poate alții nu sunt, cei care sunt interesați de această căutare, nu încetați niciodată să 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 căutați de fapt care e sensul, 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 existenței noastre în mod real și care e motivul pentru care Dumnezeu ne-a dat această viață. Și cred că răspunsurile sunt fabuloase, indiferent cum arată ele și poate nu sunt așa cum așteptăm ele. sigur sunt, vor fi wow. Multă vreme ai ținut predici și am regăsit predici N-am ținut, o să-ți explic. Pe YouTube. Sau cel puțin îți erau atribuite acele predici? Îți explic imediat. Erau luminoase, multe dintre ele. Eram un copil. Deci eu am mers și am făcut facultatea de teologie și pentru faptul că am făcut teologie pastorală, în timpul institutului faci practică. Mergi în biserici și faci acolo ce ți se dă de făcut ca student practicant. După ce am terminat institutul teologic, eu nu am fost hirotonisit. Uh, poți să faci institut teologic, chiar uh, cum am făcut eu pastorală, mm. și să nu ajungi să fii hirotonisit pentru a fi preot sau pastor. Uh, însă, după ce am terminat institutul, am mai fost invitat pe colo-colo să mai uh, mm. spun câteva cuvinte, să țin chiar câteva predici. Eram un copil, de-abia terminase, am, am mers la teologie când aveam 18 ani, mi-a cu Antena Liceu, a antrenat institutul la 23 de ani. Uh, și de foarte multe ori, asta a fost ceva foarte tare, totuși. Uh, era perioada în care uh, Antena 3 era atacată violent de președintele în funcție al țării. Și, la un moment dat, m-au luat a țintă pe mine direct și făcuseră acolo o strategie să mă atace, să spună că sunt pastor. Cine, Domnule pastor? ăsta? Și asta a fost o campanie care s-a întâmplat pe un alt post de televiziune și era cam seara de seară. Era și niște ziare și pe niște site-uri. Eu când am văzut asta, îți spun sincer, am avut un sentiment de amuzament în primă instanță, dar pe de altă parte îmi părea rău zi, bă, totuși oamenii care cred în Dumnezeu, care nu știu zic, în felul ăsta ei simt asta că e ca o bază bazjocură, ca o rușine. Mie nefiind un rușine de asta, că adică nu mi-a fost niciodată rușine, dar absolut niciodată. Eu am vorbit despre asta. Și s-a întâmplat ceva foarte ciudat. După ce a fost asaltul ăla de atacuri, gâdea, care e pastor, care nu știu ce, tot felul de, dar erau legate pastorul, asta era, da? Dumnezeu, audiența, care era deja mare, a crescut și mai mult. Pentru că calculul lor, al unor oameni fără Dumnezeu, calculul lor a fost, dacă îi zicem așa, deci ăsta nu e ortodox, dar al nostru, dacă îi zicem așa, în momentul respectiv, lumea zice, băgată, mă mă Nu, au venit și, și se mai mulți oameni. Se vor dezice de el. Dar... Au venit și mai mulți oameni, a, a crescut audiența mult mai mult. Și uh, și-au dat seama că asta a fost o tactică greșită și au renunțat la ea. Deci, dar uh, pentru mine, uh, momentul ăla a fost. Uh, a fost foarte interesant de urmărit, chiar dacă eram eu subiectul. Bine, până la urmă, chiar așa, în acest context, tu, prin vocea ta, purtai cuvântul lui Dumnezeu. Ești nu, generos. Da, ești generos. Eu nu știu. Se eu, adică, acest lucru da, în, nu, mod, nu, în mod concret? Eu nu eu, pretind eu asta. Eu nu, pretind, da, eu nicio, nu des... pretind și nu. Dacă cumva e o ocazie în care pot să zic un cuvânt în care eu cred sau. Mai ales, lucru care mă preocupă cel mai mult, în afară de a spune, lucru care mă preocupă foarte mult este de a face. Au fost inundații de lungul timpului, au fost nenorociri, au fost tot felul de cazuri medicale și sociale. Primul lucru care mi-a venit în minte, dacă Dumnezeu mi-a dat ca atât de mulți oameni să se uită la mine, ce pot să fac eu cu asta? Să strâng Sunt bani tânci. pentru... a fost colectivul, au fost inundații, l-am făcut un... Um, am făcut. Prin donațiile respective s-a făcut un, un sat întreg, a fost o acțiune a întregului truz, nu doar a mea. Au fost multe situații de felul s-au strâns bani pentru operații, pentru mereu aproape și așa mai departe. Lucru în care cred cu adevărat. Că ceea ce eu spun s-ar putea să fie greșit, ceea ce eu spun eu sunt cel mai păcătos realmente dintre oameni și cred că nu pot eu să pretind că ceea ce spun eu este de la Dumnezeu, dar în mod sigur ceea ce nu cred că nu greșesc este să facem ceva pentru că apropo de, de scriptură vorbim mai devreme, Dumnezeu nu ne-a spus doar că trebuie să fim buni și să căutăm mântuirea și așa mai departe, ne cere două lucruri ne cere să fim sarea pământului și ne cere să fim lumina lumii ceea ce înseamnă că noi avem o legătură cu ceilalți sarea, lumina nu sunt pentru noi n-ai nevoie Dumnezeu cere să te luminezi pe tine ci să luminezi pentru alții iar eu cred că această chestiune legată de a face bine altora este, de fapt, elementul, unul dintre elementele fundamentale. Absolut fundamentale. Mântuitorul, înainte să le țină predici, le da de mâncare, le făcea bine, îi vindeca în via morții. Deci, înainte să le spună lucruri fantastice, nu? Înainte să le spună, avea grijă de, de nevoile lor. Și cred că, de fapt, asta este, până la urmă, una dintre esențele fundamentale ale creștinismului. Am îmbrăca și a rămâne în biserică, am brăcat uh, haina uh, preoțească și a apărea seara de seară la TV, vorbind românilor. Crezi că dacă ai pune într-o balanță, ai fost mai util, ai fi fost mai util ca preot sau mai util prin meseria pe care astăzi o faci? Mi-e greu să spun. Sincer mi-e greu să spun uh, am momente în care. Mă întreb și eu nu am răspuns la asta. Uh, am momente în care încerc să imaginez cum ar fi fost viața mea dacă n-aș fi ales în felul ăsta sau dacă aici sigur. Eu cred în providență și cred că viața mea nu a avut așa un curs uh, la voia întâmplării, și cred că Dumnezeu a deschis anumite uși, a închis anumite uși. Dar, îți spun sincer, mă, mă preocupă și mă frământă asta. Eu, când am mers la Institutul teologic, nu îmi doream neapărat, făcând teologie pastorală, să fac o. îmi puneam întrebări dacă nu cumva, de exemplu, ar trebui, când termin institutul, să merg să lucrez pentru o fundație umanitară și toată viața mea să încerc să lucrez pentru copii sau pentru săraci. Uh, am avut o în copilărie deci după căderea comunismului n-am copil. Uh, la noi în casă uh, au venit o felul de oameni în dorința de a ajuta. Cei care se uită la noi acum probabil că unii știu, poate alții nu știu, în 1989 situația din punct de vedere economic și din punct de vedere social, erau foarte mulți copii, de exemplu, care erau abandonați, erau acelor felinate și la mine ca să au venit foarte mulți oameni fundații încercând să facă bine pe diverse categorii și uitându-mă la oamenii ăștia și uitându-mă la modul în care viețile adică, pot să-ți povestesc ceva întâlneau în punctul X și după chiar și după 6 luni nu zic de un an, doi, trei oamenii ăia copii erau cu totul alți copii și uitându-mă la treaba asta, am zis, asta cred că mi-ar plăcea și mie să fac. Cum s-a întâmplat? Bun, deci, erau anii 90, a început anii 90, în casa noastră vine o doamnă de culoare, care avea o fundație, a văzut foarte multe case de copii în Africa. Începuse să fie fenomenul copilor din Gara de Nord, aurolaci și așa mai departe. Ea a văzut la televizor, unde să vină, a venit la familia noastră acolo, a locuit la noi. A rămas impresionată de faptul că înțelegeam ce fel de personalitate în lumea asta umanitară și a mai departe este. Și m-am uitat la cum își trăia viața. Adică n-a dormit la hotel, a dormit la noi acasă, nu făcea era extrem de atentă la fiecare ban, considerând că, de fapt, banii respectivi sunt pentru copii, banii pe care îi strângea cu fundația. Chiar că eram copil, înțelegeam asta. Și Copil fiind, vorbind așa un pic engleză cât învățasem eu la școală, am devenit traducătorul acestei doamne. Și am mers, de exemplu, la președintele Consiliului Județean uh, din Prahova. A primit-o imediat pentru că știa cine e. Și, sigur, zâmbeam, aș vrea să fac asta, asta și asta. Sigur, mă uitam la ăștia și îmi dădeam seama, totuși, chiar dacă erau anii 90, erau mai. Comuni, erau o fel de comuniști ca de dinainte. Și, uh, copil fiind. Uh, în, în, sufletul meu se crease treaba asta. Dom'le, ar trebui să fac ceva pentru copii, pentru... Bun, trec niște ani, sunt adolescent. Doamna respectivă face în România niște case copii cu niște rezultate incredibile. Și mă duc într-o zi la taică meu și dată vine, vine vacanța. Uite, vreau să mă duc și eu la mare cu prietenii, la mare sau nu mai știu unde vreau să mă duc. Că și, și eu nevoie de niște bani, adică dar i-am cerut mult. I-am cerut așa rezonabil, că na, nu eram noi o familie cu niște super posibilități, dar mă rog, nu... Și te nu zice, da, zice, de acord. Zice, da, uite, îți dau mai mult. Zice, îți dau atât. Eu că n am uitat, de ce? Zice, uite cum facem, facem un deal. Tu te duci și lucrezi două săptămâni la casa de copii cu tare, pe care o știam doamna asta care venit să România, două săptămâni. După care te duci unde vrei tu în vacanță și îți dau banii ăștia. Păi pot tare. Până acum am zis... Adică în sufletul meu era că fac o chestie ok, dar totuși mă ținea că vreau și eu cu vacanță, eram adolescent. Bun, cert este că mă duc acolo. De-abia ajunseseră o tranșă de copii din Gara de Nord. Adică, atmosfera era așa. Era un copil care cum vedea câte un geam, pentru că era în sevraj, deci nu mai avea lax sau cine știe cu ce se droga. Era un copil care nu avea mai mult de 14 ani. În momentul în care vedea un geam, într o cap în geam. El cumva vrea să creeze și faptul că este o problemă și să lase să plece. Era o fetiță, Ana Maria, de vreo 5 ani abandonată în gara de nord, de romă, adică era, era, evident, dar avea niște ochișori așa. Bun, deci era o atmosferă, copiii aduși din gara de nord, era o atmosferă ce să spun? Pe fond era de iad. ăla se dea cu capul de. spărgea toate geamurile, uh, unul urla, unul se dea cu capul de pereți. Era su suferințele era lor adunate. Era incredibil. Bun. Și mă duc acolo și mă uit, era Jasmine, uh, doamna spre care îți vorbeam, și o întreb ce aș putea să fac. Și eram cumva așa. Uh, mă întrebam, zic, doamne, dar de ce, ai, că ce face cu copilul ăla, Sparge toate geamurile. Și zice, o să-l liniștească, să-l liniște, zice, trebuie să-l pansăm Ce și o să-l liniștească. zice, da, zice, uite ce vreau să te rog, dacă poți să îi înveți engleză și să cânte la pian. Zice, tu știi să cânți la pian, nu? Zice, da, știu. Zice, engleză și să cânte la pian. În capul meu a fost, Doamne ferește, adică ăștia se dau cu capul de pereți, iadul pe pământ și să-i învăț engleză să cânte la pian? Dom'le, incredibil, avea o experiență fantastică. Eu, în momentul în care am ajutat da la pian și am început să cânt, întotdeauna jum, s-au strâns toți. Majoritate. Și eu am întrebat, vreți și voi să cântați la pian? Sigur, n-a fost ușor. Păi am zis, acum facem, învățăm engleză. Și le-am zis eu, știți, actor și voi din filme, da, vreți să vorbiți ca ei? Nu știu ce poveste le-am zis eu. Era o altă cale pentru ei. Tu practic le arătai o altă cale. Eu nu știam că le arăt altă cale. Eu făceam că m-a trimis că mi că de fapt vroiam și eu să fac treaba asta, eram totul speriat, dar mi-a zis Jasmine că asta trebuie să fac. Cert este că dacă îi vedeai pe acei copii, bun, dacă cineva i vedea asta să spună, domne, uite, ăștia erau niște orolași sau ce erau din Gara de Nord și cine sunt, nu există niciun fel de legătură și am văzut asta Și în unul timp. singur dacă ai salvat Mihai atunci. Misiunea eu, ta a fost, eu, 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 eu -a, eram, o, un, eram un. O, cum să spun eu, unitate absolut neglijabilă într-un mecanism mai mare. Însă, pentru mine, aia, că am punit de la întrebarea că ce ar fi fost dacă. Pentru mine, experiența aia a fost ceva care m-a urmărit toată viața, și chiar dacă nu am mers pe celălalt drum, am încercat în permanență să nu uit că Mântuitorul ce ne-a zis, ori de câte ori faceți ceva, pentru ei, periferia societății, paria, da? Ei sunt frații mei. Deci, în momentul în care ai această dimensiune, că, de fapt, ei sunt frații lui, Ana Maria, dacă o vezi să pe Ana Maria. Și ce e legătura cu ea? Am văzut-o singură dată după. N-ar vrea să povestesc, o să plâng. Dar ce vreau să spun este că, într-adevăr, în momentul în care ai în atenție și ai în. Ai sufletul deschis cu adevărat, nu doar să întinzi pe geam o bagnotă sau să dai un corn sau să... În momentul în care îi atingi pe oameni, în momentul în care îi iubești pe oameni... Înțelegi dimensiunea gestului tău și a mâinii întinse. Vorbeam, l-am avut invitat pe părintele Necula uh -huh. și o întrebare care s-a tot rostogolit în, în spațiul public, i-am adresat respectiv unde se află Dumnezeu în războiul din Ucraina. De ce a îngăduit, ce a îngăduit? Mi-a răspuns și mi-a răspuns printr-o metaforă superbă. Mi-a zis Dumnezeu se află în mâna întinsă de către mine, de către români, de către polonezi, refugiaților. Dumnezeu se află uh, în uh, racheta care nu a explodat din fața blocului. Se află în și acea imagine cu tremurătoare care nu a explodat, ea fiind înfiptă lângă icoană. A circulat o imagine puternică la un moment dat din Kiev și mi-a spus: acolo se află Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit anumite lucruri, dar Dumnezeu nu ne-a abandonat niciodată. Cred că are dreptate și eu îl iubesc pe Părintele Necula și am avut și am foarte multe lucruri de învățat de la Părintele Necula. Este un om unul dintre oamenii lui Dumnezeu de la care învăț să-L caut, citesc uh, și, și eu caut răspunsuri, adică faptul că poate, nu știu, am citit Scriptura mai mult decât alții sau asta nu mă face să am răspunsuri mai multe și, am, pentru și eu am uh, întrebările mele și preocupările mele, dar știu un lucru, că atâta vreme cât uh, căutăm răspunsuri și câte preocupați să le avem, uh, Dumnezeu o să găsească câte o Calea așa cum știe el cel mai bine, să ne-l ofere, ceea ce uh, e, până la urmă, foarte mare bucurie. Poate că nu întotdeauna avem noi ochii, rămânem cu ochii închiși și nu vedem răspunsul pe care ne-l oferă. Din păcate, de cele mai multe ori. Spuneai uh, despre Ana Maria, nu aș vrea să te duc într-o zonă lacrimogenă de parte, de, uh, de a uh, construi dialogul în, uh, în acea direcție și spuneai de faptul că au fost acolo imagini care uh, ți-au smuls lacrimi când ai plâns ultima oară? Acum două seri am primit o piesă, era chiar un concert de Paște, cum se fac concertele de Paște, se fac un pic înainte, care să fie difuzate în acele zile și era o piesă extrem de puternică, n-am plâns în hohote sau dar uh, uitându-mă și ascultând, de fapt, uh, inevitabil mi-au curs lacrimile, pentru că, pentru mine, și chiar nu mi-a trecut prin cap că o să vorbim atât de mult despre lucrurile astea, uh, pentru mine, cu toate păcatele mele și cu toate uh, slăbiciunile mele și uh, nu mă face să văd mai puțin că acest moment momentul în care Dumnezeu, Fiul Dumnezeu moare pentru păcatele noastre și apoi momentul în care avem învierea este, este momentul absolut crucial și chiar dacă suntem fascinați de Crăciun că e o sărbătoare fericită și de fapt aici îl întâlnești și îl, 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 îl poți vedea pe Dumnezeu în toată dimensiunea lui. Adică Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul Său Fiu ca să moară. Mie mi se pare. Deci, această dimensiune a iubirii lui Dumnezeu, această. Nu cred că există cuvinte pentru a descrie, de fapt, ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și, știi, în Biblie scrie că vârsta oamenilor. Când a fost scrisă acea carte a scripturii, mii de ani în urmă, că oamenii până la urmă încheie tot pe la 70 de ani. Ok, tehnologia, știința, medicina, astăzi suntem în cu totul altă dimensiune. Ok, care este speranța de viață totuși? Tot undeva pe la 70 de ani. Însă, ceea ce este fantastic în aceste zile este că, de fapt, se întâmplă ca cea mai mare spaimă a fiecăruia dintre noi, a omenirii, să fie învinsă. Faptul că moartea este învinsă, faptul că ai această dimensiune a faptului că poți să trăiești împreună cu Dumnezeu și moartea nu este nimic altceva decât uh, un somn, cum spune uh, Scriptura, o dignă, asta înseamnă până la urmă ceea ce mie mi se pare este cel mai tare lucru din lume. Adică, Dumnezeu, moartea a fost învinsă. Și când, de foarte multe când pierdem pe cineva, și cine n-a pierdut pe cineva prin moarte, drame, 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 drame. În momentul în care înțelegi cu adevărat ce sărbătorim noi zilele astea, deci când spune Hristos a înviat, mm. e, în momentul respectiv ai spus tot. Ai spus tot și asta îți dă te și face cumva când înțelegi acest aspect să zici, Dumnezeu, dar totuși eu nu mai pot să trăiesc la fel, adică, nu, adică Dumnezeu a murit pentru mine, apoi a înviat, a făcut toate lucrurile astea ca eu să fiu, să fiu, să am șansa la mântuire și certitudinea la mântuire. Și eu ce fac? Adică asta mie mi se pare că de fapt este un game changer. Asta este, n are cum, n-ai cum, -ai cum să, să trăiești la fel, să urăști la fel, să... asta te schimbă. Ai urât pe cineva vreodată? Fără îndoială, mă chinui cu asta, nu mult, că nu prea, adică mă aștept Dumnezeu să scap de asta cu... Adică nu, 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 nu pot să fiu furios pe cineva, pot să mă enervez, să... dar mă aștept Dumnezeu asta cu ura, nu prea. Adică Ce nu ai putea să ierți cuiva? Teoretic, răspunsul care îmi vine așa imediat să spun este faptul că ceva te trădează, da? Um, și așa structural cum sunt eu, nu pot să trec peste asta. Pe de altă parte, cred că dacă ar fi să ajungem la ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, adică Dumnezeu ne-a să, urând, să iubim pe vrăjmașii noștri. Adică, cred, uite, și poate nu <gângătă> se mai vorbesc atât de mult despre, despre lucrurile astea, dar apropo de trădare, sunt doi oameni care îl trădează pe Iisus Hristos, da? Că suntem în zilele astea speciale. Deci este Petru și este Iuda. Sunt doi oameni care îl trădează. În momentul în care Petru este întrebat, se dezice de multe. De cine de zice? Eu... Da, exact. deci e Eu... Da, deci e o trădare. E o Așa trădare. Așa Bun. Este. Diferența dintre ei, este una uriașă. Iuda ajunge într-un ștreang, pentru că trădarea e într-atât de, de îngrozitoare. Este atât de. este. e ceva teribil trădarea, da? Este atât de îngrozitoare încât te poate duce și acolo. Dar, pe de altă parte, există și varianta în care, dacă Dumnezeu l-a iertat pe, pe Petru, dacă Petru a ajuns să fie să reprezinte atât de mult pentru, pentru lumea creștină și pentru noi, probabil că la Dumnezeu ar trebui să găsim resurse inclusiv, să, să iertăm chiar și pe ceea care ne-au trădat. Acolo încă n-am ajuns, dar mă străduiesc. Vorbei despre începutul tău în presă. Practic a fost momentul când ai înțeles că poți fi util prin bunătatea ta, prin a-i ajuta pe ceilalți, și ai simțit această chemare a presei. Cum s-a întâmplat? A fost un proces, ca să zic așa. A fost un proces acolo. Tatăl meu mi-a deschis apetitul pentru două lucruri, fără să știe. Bun. Da, fără să știe. Unul dintre ele a fost presa. Nu cred că aveam 5 ani. Când deja eu eram responsabil seara să caut pe radio casetofonul nostru, aveam un radio Asahi, primit de la un prieten foarte drag, Akin, student, era student la medicină din Africa și care era în România și era foarte bun prieten și a rămas practic familie pentru noi și Akin ne-a adus acel radio casetofon. Și uh, era responsabilitatea mea uh, cred că nici aveam 5 ani și oricum ziceam, să caut. Eram un soi de, de DJ. Eram DJ în casă. DJ cultural. Și căutam acolo, uh, ți aduce aminte, unde, pe unde exact. <laughs> <scu> <laughs> și știam așa pe unde e ochiometric, că ce făceam în timpul zile, schimbam de acolo, că poate mai venea cineva în vizită, venea Paul Polițistul, mai venea pe acolo, nu știu, și schimbam. Mi-a zis, ce acum? Bun, și seara... Și, și am ascultat Europa Liberă, vocea Americii. Și... să a părut mie... Bun, asta era deja în timp. De pe la vârsta aia prindeam multe Că mă ascultam eu acolo, cât înțelegeam. Dar am crescut și am crescut și am crescut. Asculta absolut, zi de zi, zi de zi, zi de zi. Și oamenii vorbeau altfel. Oamenii vorbeau despre libertate. Oamenii vorbeau despre cu totul altă lume decât aia pe care o vedeam eu afară. Denunțau lucrurile îngrozitoare. Pe ce puteai imagina? Erai ca un orb care nu văzuse niciodată Știi cum și trebuia să cumva în mintea ta să-ți creezi, să-ți recreezi imagini. Uh, da, îmi povestea tata cât îmi povestea, dar s-a întâmplat ceva. Acolo la lista unde stăteam noi, veneau în fiecare vară două săptămâni Aia a fost ceva foarte important pentru mine. Veneau în fiecare vară doi americani, Wanda și John. Și își făceau vacanțele în Transilvania, acolo la noi, la prietenii noștri, la Nelu Gravu, cele care spuneam, la Unchiu și mătușa mea. Deci erau, mi-aduc aminte, și acum îi am în, în memorie figurile lor foarte puternice. John, din păcate, a murit câte știu, doar Wanda mai trește. Ok, și veneau la noi. Și veneau cadouri Apropo de presă. Și mi-aduc aminte că au adus odată, mie mi a adus o casetă, și asta e o poveste foarte interesantă, o casetă asta. Mi-au adus o casetă cu muzică gospel pentru copii. Caseta se numea Heaven, It's for Kids by the Heritage Singers. Și mi-au adus caseta, de seama, 5 ani, și era și un ziar așa. Deja, vă mi eu să citesc. Asta acolo. U.S. Era U-S-A-Todai. Ce asta? Era USA Today. Și erau alte fotografii decât pe scânteia. eu acolo. Ce asta? Ce asta? Ce asta? Oamenii acum cântau. Știi, una dintre cele mai mari. Am considerat-o, într-un fel, poate cea mai mare onoare a vieții mele. Heritage Singers sunt un grup de gospel foarte important în America și în lume. Paul White, Și 25 de ani mai târziu, după momentul în care eu am primit caseta de la John și de la Wanda, l-am întâlnit pe Max Mays, fondatorul Heritage Singers, și pe cei din Heritage Singers. Și am fost invitat de către ei la Catedrala de Cristal, e lângă Los Angeles, să prezint un super eveniment. Catedrala de Cristal este ceva um, indescriptibil. Căutați pe net, cadrele de cristal. Incredibil. Și am fost invitat să fiu MC-ul acelui eveniment, apoi am fost invitat la alte evenimente ale lor din America să le prezint, ceea ce pentru mine a fost realmente cea mai mare onoare. Eroii mei, adică sunt și eu l-am avut în adolescență, ero pe Michael Jordan. Absolut. Michael Jordan este unul dintre eroii mei. Și vom mai vorbi despre un erou, da? Daniel Brătian. O să vorbim. O să vorbim. <laughs> uh... Michael uh, uh, Jordan, uh, cum să spune, a fost pentru adolescența mea ceva ok. The Heritage Singers au fost pentru mine pentru că eu am copilărit cu ei în casetofonul meu de acolo. Păstrezi caseta și astăzi? Din păcate nu mai am. Uh, din păcate nu mai am, nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Uh, cert este că uh, pentru mine toate aceste crâmpeie de libertate pe care eu le mai venea John și spuneam cum e în America, uh, mai îi vedeam pe un ziar, ascultam la Europa Liberă, toate lucrurile astea m-au făcut să-mi doresc să cunosc lumea aia, să mă întrebam dacă ar fi posibil, și l-am întrebat pe taică mi-a -am aduc aminte, Tata, ar fi posibil ca și la noi să fie treaba asta și ce? Asta, libertate! Și a zis, Tata, o să fie într-o zi. Deci erau, eram mic, de seama, erau în 80, nu știu, ani, oribile erau. Și a zis, Tată -tă -tă o să fie într-o zi. Și în scând, ei, stai un pic, așteaptă. Și uite, a apărut la... între timp? A apărut între timp? Într la pora. modul așa cum ți-o închipuiai tu atunci? Din păcate nu. Și din păcate, uh, acum nu trebuie să fim naivi societatea românească și democrația din România și așa, nu este nici pe departe. Nici cum e cea din Statele Unite, nici cum e cea din Marea Britanie. Nu sunt așa. Democrația... Are... avem nevoie de răbdare. Avem nevoie de răbdare, dar totuși e ceva ce contează. Pentru mine contează foarte mult că România e membru NATO și cred că zilele astea ne-am dat seama de ce e important asta. Pentru mine contează foarte mult că suntem în această parte a istoriei. Probabil dacă n-ar fi fost așa, de fapt sigur, dacă n-ar fi fost așa, aș fi plecat fără să ezit. La un moment dat, absolut toată familia mea plecase în, în alte locuri din lumea asta, locuri, ca să zic așa, mult mai bune. Eram singurul care era în România. Și am mers pe drumul ăsta considerând cu multă umilință și multă zmerenie că poate fac și eu ceva ca... România să fie un pic mai bine, că poate vorbim despre niște lucruri, poate dezvălui niște lucruri, poate, poate, poate. N-am pretenția că am făcut ceva, dar încercarea de a face ceva, încercarea de a spune lucruri, încercarea de a uh, uh, arăta uh, chestiuni pe care alții le îngroapă, pe care alții încearcă să le ascundă, uh, poate că încercarea, chiar dacă noi reușite, reușite, contează. Cel făluie. puțin să încercăm, este acea parabolă minunată cu o pădure aflată în flăcări și o pasăre care zbura deasupra pădurii respective, lua în cioc apă dintr-un lac de lângă și vărsa vârful acela de apă peste incendiu. Și un elefant o observă și îi spune da, tu crezi că vei reuși să stingi incendiul? Și răspunsul a fost măcar încerc. Uh -huh. E de datoria noastră să să încercăm. Vorbei despre eroii tăi. Ce ai cules de la fiecare erou în parte? O, oh, e o întrebare foarte bună asta. Chiar e o întrebare foarte bună. Hm. Păi, um, cu ce să încep? Cu mama? Um, mama a învățat un lucru. Fără să pretindă vreodată că mă învață. Trebuie doar să o urmărești. Um... Mama mea cred că este cel mai bun om pe care l-am întâlnit vreodată. Nu cred. Sunt sigur de asta. Mama, bunica, sigur. Sunt într-o competiție foarte strânsă. Însă. Um... I-am învățat o chestiune care mă urmărește. Mă urmărește faptul că cel mai important lucru pe care noi, de fapt, cu care rămânem în această viață nu e nici faima, nu sunt nici banii, nu e, e prestigiu și așa mai departe. Singurul lucru care, de fapt, rămâne într-o zi e caracterul nostru. Și mama are cel mai frumos caracter pe care îl știu. Și de la ea, uh, nu că am învățat asta, am învățat să mă preocupe asta. Am învățat să-i tratez pe toți oamenii uh, cu interes, cu empatie, niciodată cu suficiență, niciodată după înfățișarea lor. Și aici e o întâmplare care mi-a făcut foarte bine. Uh, cum mi-a zis că pot să fac orice tâmpenie, orice se iartă un singur lucru care nu se iartă, la el. Să vă un copil care are vreo deficiență sau ceva. Și s-a întâmplat asta odată și a aflat. Adică, mi-a luat o bătaie care a fost foarte bună. Nu mi-am bătut copilul niciodată, nu sunt fanul, nu cred că e sub nicio formă violență, nici măcar la copii bună, însă, din momentul în care am înțeles cam cât de grav este ceea ce am făcut, niciodată n-am niciodată mai făcut uh, uh, mișto cărel pe seama unui defect fizic sau lucruri de felul ăsta. Bun, deci de la mama am învățat uh, că până la urmă ce cel mai important, cel mai important lucru în viața asta nu e nimic din ce ai, din ce uh, crezi că, nu știu, ești, ce caracterul. Și, asta mă preocupă și îmi dau seama că îi datorez uh, enorm pentru lecția pe care mie și celorlalți am dat-o. Și am atât de multe lecții, bunica mea, vai de mine, bunica mea și ea, absolut, că mă refer acum la mama mamei, uh, care a locuit cu noi, uh, o, o, o putere de sacrificiu Dom'le, sacrificiu, să sacrifici atât de mult pentru ai tăi e ceva ce te lasă fără cuvinte. Erau în grei, erau alte, chiar dacă nu e, pare că e așa de departe, erau cu totul și cu totul al, alți ani și alte, alte vremuri. Iar sacrificiu, am atât de multe lecții pe care le-am învățat și aș putea să te țin până mâine dimineață, dar... Cred că lecțiile cele mai importante pe care le primim și chiar dacă ai eroi mai târziu Michael Jordan și îl urmărești cum joacă basket și încerci să faci. Ce absolut te fascina la el? La Michael Jordan absolut tot. Deci în primul rând el nu era înalt. Da? Deci el uh, a jucat basket E foarte important, de exemplu, să urmăriți documentarul de pe Netflix, da? el joacă basket, în primul rând, se forțează foarte mult ca să mai crească câțiva centimetri. Deci, el nu a fost uh, o uh, persoană care, prin înălțime, rezolva tot. Nu. Deci, absolut tot. Era fantastic. Deci, forța lui. Deci, era limpede că el muncea enorm. Avea un gen de, de a, de a lupta, asta mi se pare foarte important în viață, să lupți, să nu te lași până nu obții ceea ce vrei. Absolut tot mă, mă, mă fascina la el. Mișcările, era limpede că el juca mult mai mult cu creierul decât cu mâinile și cu mingea, așa mai departe. Era foarte fascinat să urmărești ce e în capul lui Basketul e, este singurul sport care uh, în basket te am, fascinează? Nu, basket am jucat, mă fascina ceva, adică ajunsesem la niște obsesii în adolescență. Nu dormeam noaptea, uh, se dădeau, început să fie date meciurile, puteam vedea pe cele din NBA. Uh, nu exista nimic altceva cu basket. Uh, astăzi mă uit, desigur, așa, din când în când la basket, nu mai sunt așa obsedat cum eram în adolescență, mă uitam să nu mai mult la tenis. Și, bărbați și femei, tenis îmi place foarte mult astăzi. Am avut mulți ani de zile, aproape a devenit o tradiție să mă duc la, cu Carina, fătița mea, la final la Roland Garros, unde am avut ocazia dar în mod special la finale, la meciuri foarte tari în care jucau uh, na, niște genii ale tenisului cum s-a întâmplat să trăim noi în ultimii ani de zile, uh, am fost acolo și și ea este foarte fascinată și e interesantă experiența aia, e o super experiență. Suferi atunci când Simona Hale pierde? La început sufeream, la început sufeream. Între timp te-ai obișnuit să uh, Între timp trebuie uh, să zic, tre tre -o, tre o accept și pe asta. Trebuie să o accept, dar am, am momente în care mă uit la meciurile de tenis. Uite, de exemplu, am fost la final la US Open uh, cu Emma Răducanu. Raducanu. Și, uh, -am, deci, finalul l-am văzut în picioare, rănind, țipând, aruncând cu lucruri prin casă. Uh, îmi doream foarte mult să câștige, adică mi s-a părut, uh, wow, așa un copil frumos și, într-un fel, de al nostru. Nu, pentru că era de al nostru, dar am văzut. Un nu să ce contează. Dar uneori le trăiesc absolut în pragul atacului cerebral, adică. despre fica ta mai devreme? Da. Ești un erou pentru ea? Nu știu să-ți răspund la întrebarea asta. Chiar nu știu și. Și dacă aș ști, aș spune. Mai important pentru mine, o să văd de ea cine a fost eroi în viața ei. Mai important pentru mine este să fiu un foarte bun prieten al ei. Și una -un dintre cele mai mari frustrări ale mele este faptul că nu am petrecut atât de mult timp cu ea cât aș fi vrut. Um, la un moment dat mi și zis asta. A fost un moment în care am luat eu un premiu foarte important, așa, cel mai important premiu din viața mea la Londra. Și acolo a fost, era, a fost un film, cum se face despre cei care sunt nominalizați, care câștigă, care nu știu ce. Și atunci am văzut că au curs uh, lacrimile serios și a zis, ok, acum înțeleg de ce ai lipsit așa de mult. Dar pentru mine a fost destul de dureros asta. A fost destul de dureros, pentru că premiul la și nimic altceva nu răscumpărat timpul pe care l-am avut. Și am făcut mari eforturi să plec în vacanțe, să petrec timp. Uneori ar da țara, nu e ok, n-am ce să fac plec. Și acum, e, la studii, fac eforturi ca să mă duc cât mai des și una nu e simplu asta. Dar vreau să spun că sunt când mă sună să-mi spună ceva mai intim sau să-mi spună... Deci pentru mine unul dintre cele mai tari momente, nu pot să spun acum exact tot, când m-a sunat ea și era într-o tabără plecată, era la New York, și m-a sunat și avea 14 ani și mi-a spus ce mi-a spus. Acum nu voi imaginez că ceva extraordinar de... Dar era ceva important ca pentru... să-mi spună mie. Pentru relația voastră, da, dintre voi. Da. Uh, că s-a îndrăgostit, practic, da? Și mi e prima persoană pe care o sună. Bun, eu încercam să par cool așa da, la da, tata, nu știu ce, dar realmente am început să-mi curgă lacrimile, pentru că să fii primul om care spune treaba asta, să ajungi cu adevărat să, să aibă totală încredere în tine, pentru asta a fost cel mai portat. Încrederea pe care, practic, ți-a atribuit-o, ți-a dăruit-o. Uh -huh. Sunt în situația ta, mi se reproșează lipsa de timp și faptul că aloc uh, timp. De foarte multe ori, poate că uh, la acel telefon pe care mi-l dă, chiar dacă răspund formal, nu sunt acolo și îmi reproșez lucrul acesta. Câți Dar nu e 14 ani. Uite, vreau să cea zic ceva. mare, cea mică, 6. 6. Vreau să zic ceva. E cariera ta e importantă, ai făcut lucruri foarte importante în viața ta, faci lucruri foarte importante și sunt convins că ai, ai deja super succes și o să ai super succes cu proiectul ăsta și cu multe lucruri pe care le faci, pentru că ai făcut foarte mare talent în toată viața ta. Te citesc, te urmăresc, văd ce faci, știu știu ce valoare ai. Nu, degeaba am ales să fiu răspund cu tine răspund. astăzi aici. Dar răspund ceva. Și uh, n-aș fi spus în fața camerei dacă așa a fost discuția. Una dintre cele mai frumoase perioade este ce urmează acum, după 14 ani. 14, 15, 16, 17. 18. Sunt unii dintre cei mai frumoși ani, Să nu ratezi nimic din ce contează. Cât cu privire la... Uh, la uh, cum să le zic eu deci vine în momentul de aici încolo după 14 ani tot felul de întrebări de uneori și probleme da? uneori și probleme în momentul în care însă știe că orice ar fi, no matter what, ești acolo pentru ea, aia va fi cel mai... care îi va da cel mai mare e încredere. Și în mea, Mihai. În realitate, exact este lucru pe care încerc să-l cultiv în ea și în relația noastră, încredere. dacă, este tot ai, dacă aveți încredere unul este un altul. este tot ceea ce... Și da, sunt momente, în cazul tău, uite, tu ai putut să mărturisești acum despre primul moment când s-a îndrăgostit, pentru că fapta e prescrisă, între ghilimele, la da. mine nu e prescrisă, dar mi-a mărturisit și mie. Mărturis Probabil nu? că acum s-ar supăra dacă ar, dacă <laughs> ar auzi, <laughs> dacă ar auzi, dar da, sunt, 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 sunt momentele, practic de 1 la 1 care valorează cât orice premiu din lumea asta ar, pute, ar putea fi atribuit și primit de, de cineva jurnalismul pentru tine a însemnat iată odată cumva îndepărtarea nu de Dumnezeu de uh, zona de activism religios a îndepărtat a însemnat și îndepărtarea, poate, la acel moment de fica ta, acum îți mai reproșezi anumite lucruri, lucruri pe care nu reușești să le faci din pricina programului încărcat? În, Ești seara de seară acolo. Îmi reproșez, sigur că da. Îmi reproșez, e, e foarte greu să faci în fiecare seară, pe lângă asta, responsabilitățile pe care le-am pentru e, întregul post, Uh, și eu chiar țin foarte tare la oameni, țin foarte tare să poată să-și facă meseria, să le pun la dispoziție tot ceea ce au nevoie și sigur că ne reproșez. Uh, îmi reproșez inclusiv lucruri pe care de foarte multe ori se întâmplă în momente să greșesc ceva. În momentul în care vorbești atât de mult, în momentul în care ești ai o asemenea expunere seara de seară, faci erori, Faci erori. Slavă Domnului, n-am făcut, cum să zic, erori fundamentale, n-am spus niciodată ce nu cred, să faci compromisuri și așa mai departe, și sigur că te uiți în urmă. Accidente există, evident. Dar îți răproșez lucruri. Însă, ceea ce încerc să fac este să îmi răspund la o întrebare. Bă, e bine ce faci? Va veni un moment în care, inevitabil, o să mă oprez din asta. Dar e bine ce face, e corect ce face, și simt că fac lucruri care. Adică. E corect, de exemplu, în perioada asta să le spui oamenilor ce se întâmplă în Ucraina, e corect să le faci dezvăluiri și mă uit acum, mă uitam la Ania de Bătălie, sistemul împotriva noastră, uite, toate lucrurile pe care noi le-am spus au ieșit la suprafață. Nu, nu doar că e corect, au și nevoie oamenii. Și oamenii ți au alocat încredere, și se uită la tine faptul că e fidelizat. În ziua în o să ajung la concluzia că nu mai e nevoie să facă, sigur să mă opresc. Dar ce să faci din acel punct încolo? Nu am făcut încă, am niște variante, ca să zic așa, am niște variante, dar mai fac ceea ce fac acum o perioadă. O să pregătim ceva foarte important, și cred că va fi un lucru foarte important pentru țară, pentru public. Și este un proiect la care lucrez, nu am să pot să spun acum mai multe lucruri, dar mă entuziasmează să am proiecte noi. Ok, am făcut asta, ce facem acum? O facem pasta foarte tare. E, acum o să facem ceva, cred eu, extraordinar. Și faptul că lucrăm în echipă, faptul că sunt Colegii mei, uh, am, avem o echipă extraordinară. Sunt super entuziasmat să, să lucrez la, la proiectele astea cu ei și uh, cred că acest entuziasm pe care l am și eu și pe care l au și ei te ține să faci treaba asta, zic eu, totuși, de atâția ani de zile, să. la un moment dat, sigur că ai impresia că, ok, zici, bă, nu cred că o să mai pot să fac asta la nesfârșit, dar uite că îți vine energia. Îți setezi anumite obiective, e competiția da. ta cu tine și a echipei tale, cu ea în sine, cu da. ansamblu în sine. Da. Ce interviu ai fi vrut la un moment dat să obții și nu l-ai putut obține? O întrebare bună. Um, sunt mai multe. Sunt mai multe. Uh, răspunsul care îmi vine, așa, um, imediat, este legat de o emisiune pe care trebuia să o fac și pe care n-am mai făcut-o niciodată. Era sâmbătă și domnul Octavian Paller când am făcut emisiune o perioadă fiecare săptămână, m-a sunat și mi-a zis, zice, Mihai, zice, am niște probleme cu coloana, avea niște dureri, uh, zice, și nu, nu, nu mai întrec și zic, nu-mi par, stați un pic. Am mai auzit de povestea asta, există un tratament, fac eu rost de el și vi-l trimit. Sun, fac drag, fac rost de el, îl sun. O oră mai târziu. Domnul Palăr, zic, vă trimit acum, ca să mă deranjez omul. Zic, vă trimit acum, las la poartă sau cum facem? Zic, așa un pic în telefon și zice, te rog frumos, poți să vii tu? Zic, da, sigur că da. Merg, îl duc, era sâmbătă după amiază. Adi, am de vorbă, niște ore. Niște ore. Ca niciodată. Ca, cum să spun eu, adică când am împărtășit niște lucruri, niște chestiuni de natură intimă, trăiri foarte importante. Cum mi-a spus niciodată. Avem o relație foarte bună. De multe ori am avut discuții profunde și așa, dar niciodată ca atunci. Bun. Eu nu mi-am imaginat că eu o să în ultima noastră discuție, pentru că de ce spun? Că mă, răspunsul meu la întrebarea ta este interviu pe care mi l-aș fi dorit și l-am făcut. Pentru că la finalul discuției am zis, domnul Palăr, miercuri. Să dăm să vă simțiți mai bine. Haideți să vorbim despre asta și asta și asta și asta. Care reieșeau din discuția noastră. Și a zis, bine. Hai să vorbim despre asta. Erau niște lucruri foarte puternice și care porneau de la niște trăiri ale domniei sale. N-au putut să vină la acea emisiune pentru că între timp s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Uh, aia este e, e un regret mare pentru mine. E un regret foarte mare pentru mine. Altfel, uh, spun ceva, adică fără în fază sau ceva, uh, nu sufăr foarte tare după interviurile pe care nu le realiză. că trebuie să țin foarte mult la oameni. Dinte. Nu, nu, nu sufăr după ele. Uh, am uh, convingerea că interviurile pe care trebuie să le fac, o să le fac. Dacă nu se întâmplă, înseamnă că nu trebuie să le fac. -am, uh, uneori, așa instinctul, Bă, și băi, te-aș fi vrut exclusivitatea aia sau. Ok, îmi trece în nu două este secunde. Nu este determinantă până la urmă, în toată economia. Nu. Sunt alte lucruri. Da. Este exact ce spuneai ce ai găsit la Jordan. Puterea de a lupta, constanța, Aici da. e maraton, nu e așa? Exact. Adică ceea ce faci tu aproape seară de seară de ani. Da. Uh, și spun nu ceva. Nu rămâne în acea virgulă, în acel interviu pe care nu rămâne, îl rămâne, pierzi. Nu rămâne. Nu rămâne. Au fost, mulțumesc uh, Dumnezeu, am avut uh, foarte multe momente și sunt sigur că o să mai vină și altele uh, extraordinare, dar mai trece ceva. Când uh, îți dorești foarte mult un interviu, uite, îți dau un exemplu. Eu am dorit, eu îl divinizam pe John Malkovich. John Malkovich, da. Ok, a venit la București, a avut un spectacol, wow! Deci a fost, a fost la atn și pur și simplu a rămas prost. Adică ce ceva, n am văzut ceva extraordinar de tare, da? John Malkovich. După spectacol, mi-a dat interviu. Cel mai, cea mai proastă întâlnire din viața mea. Deci, Uh, un imposibil, dar nu era imposibil cu mine, deci cu echipa lui. Un imposibil, un. Uh, așa, îi venea tot timpul să ai ceva, era foarte greu de urmărit. La un moment dat ne construim statui doar în mintea noastră. Da, și uite, vreau să spun ceva. Dacă nu aș fi obținut interviul, și ar fi rămas în capul meu Malkovich, cum îl știam eu, și nu e, imposibilul. Cum s-a comportat impecabil. Dar cu restul că l-am văzut, am văzut minute bune. Contextul bun. lui. Contextul în lui. Adică, băi, cineva care este cu adevărat mare. Am întâlnit și eu oameni remarcabili în viața asta, da. Nu știu, am văzut pe Denzel Washington, da, care este moral, după părerea mea, unul dintre cei mai mari. Adică, din punct de vedere artistic și ca talent, este unul dintre cei mai mari. Pentru mine, Poate cel mai mare, dar din punct de vedere a ce fel de om este el, este mai mare chiar decât artistul. Și asta când vezi treaba asta, rămâi absolut... Deci ești, ești topit cu adevărat și ești, ești și mai fascinat. Dar în momentul care uh, îți place cineva și pe aceea seama că nu cunoști în realitate că e de fapt un om de nimic, atunci te uh, da, iese interviu bine, nu iese ok, o să iasă altă dată. Cine te-a mai dezamăgit? În presă, în ceea ce ai făcut aici, în jurnalism, în tot ceea ce ai creat. Am avut multe Au fost dezamăgiri. oameni care te-au dezamăgit. Am avut dezamăgiri. multe dezamăgiri, dar n-aș vrea să vorbesc despre ele. Am fost, uh, sunt oameni, eram dezamăgit mai la început așa. Acum, având oarecare experiență, nu mai sunt ușor dezamăgit. Mă nu mai de... Deci eu, în momentul în care lucrez cu cineva, în momentul în care eu uh, țin la oamenii respectivi, investesc în toate felurile. Acum, dacă cineva o ia pe un drum pe care mie mi se pare greșit, sau pleacă, desigur, realizând în timp uneori că și-a sau nu știu mai ce, acum nu mai sunt așa de dezamăgit. Adică sufer, nu știu, oră, dar fiecare este liber și nu. Am învățat ceva. Nu mă investesc în oameni cu așteptarea că noi o să fim o familie pe viață. Nu. Datoria mea este să investesc și în mine. Au fost oameni pe care am întâlnit și care au investit uh, și viața mea despărțit sau datoria mea și înaintea lui Dumnezeu și înaintea conștiinței mele este să investesc în ei ca și când nu știu, am rămâne pe viață. În momentul în care el va alege însă altceva, nu trebuie să fiu dezamăgit, rolul meu în viața acelei persoane s-a încheiat. Mulți colegi din presă consideră din punctul lor de vedere și consider și eu că tu la un la un moment dat, în toată această ascensiunea ta, ai atins Everestul jurnalismului. E foarte mult spus. E foarte mult spus. Adică... Cel, puțin, cel puțin pentru, pentru cadrul în care, în, la care ne raportăm Dumnezeu noi. Dat, Dumnezeu mi-a dat da. tot ce putea să-mi dea din punctul ăsta de vedere. Dar pe traseu, care a fost momentul cel mai greu? Către vârf. Să știu, eu am ajuns... După ce, la ce ne raportăm? Dacă ne raportăm la audiențe, am ajuns numărul 1 într-un timp foarte scurt. Deci, Antena 3 începuse, era director și mi se pare foarte corect să, să, enunța, să era directorul Antenei 3, domnul Sorin Oancea. Și, bun, dânsul considera că nu trebuie să aibă talk show clasic la 9, la 10 seara, atunci nu era ora 9. Asta s-a întâmplat pentru că am schimbat -o. eu am, am, tot mers mai sus, la 9 jumate. Era ora 10 pentru talk show-ul greu. Era Marius Tucă, da? deci făcuse istorie, el intra la 10, 10 pe antena 1. Și nu vroia un talk show, bun, eu prezentam știri, eu fiind dislexic, cel mai prost prezentator de știri de pe planetă era. Deci ceva de neimaginat, da? Și mă duc odată, mă duc de două ori, mă duc de două ori. mi a țin și mie să fac acolo talk show, că, deci, primul rând, nu avem audiențele. Și mi-am aminte că, când în momentul în care s-a lansat Antena 3, erau unii care ziceau, domn. Antena 3 are niciun fel de șansă, la realitatea sunt galactici. Erau nume tari. Deci, făceau marțea și joia cap și pajură Cristian Dor Popescu cu Emir Hurezeanu, era Turcescu, de fapt Turcescu era de la 8, pe la a mutat de la 10, deci erau nume grele, Cornel într -adevăr. erau tari, da? foarte tari, erau și atunci și sunt și acum, nume grele. Bun, și eu eram cu domnul Cristoiu, făceam noi așa, adică am făcut noi înțelegeți să facem seara de seară, în sfârșit, stori nu a zis, da? Dar cum a fost de fapt? Că s-a întâmplat nu știu ce, și era duminică seara și a luat decizia altcineva. A luat decizia ca să intru de la 10, cred că Madalina Rădulescu. Când l-a văzut Sorin și audiențele cu o seară înainte, a zis, băi, 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 ia cu ce. Zice, cine a hotărât mă ca să faci asta? Zice, a cui a fost ideea ta sau Madalina? Zice, domne, cred că nu mai țin minte. Chiar nu mai ți minte a a fost. Cred că a fost și a mea. Uh, și zice, hai să mai facem, să mai... Bun, cert s-a întâmplat așa. Pentru faptul că noi, am fost critici. Deci era puterea care era. Noi am fost critici cu puterea. Realitatea era favorabilă puterii. Nu spun despre domnul Popescu sau domnul Hurezean sau așa, că erau ei favorabili. Dar Ca și linie, linie generală. Era că erau favorabili, da? Noi eram critici. Noi eram critici cu puterea și într-un timp foarte scurt, noi am reușit să depășim. Și ne-am dus pentru faptul că era percepută emisiunea cea mai cea mai critică cu puterea, ne-am dus skyrocketing. Și am făcut acolo o echipă, s-a mai întâmplat ceva. Între timp, în momentul în care eu am preluat postul, am zis, băi, facem cea mai tare echipă de jurnaliști și am strâns oameni de la foarte multe posturi de televiziune care s-au simțit foarte confortabil în echipa noastră. Și era odată, pe de o parte, postul se închega o echipă extraordinară, Autul pe care Avram de la ProTV, l-am luat pe Răzvan Dumitrescu de la Realitatea, Oana Stancu și-a Ursul de la Realitatea, am luat de la multe posturi de televiziune și am făcut o super, super echipă. Și ne-am dus, și cu emisiunea am dus uh, rapid pe primul loc, pe competiția care era atunci, și pe aia și cu postul. Asta n-a fost greu. A fost muncă, dar n-a fost greu. Ce a fost mai complicat a fost să ne păstrăm acolo. Să vă mențineți. Da. Ai vă vreodată să renunți? Am uh, vrut să renunț la început, pentru că eram foarte frustrat de faptul că trebuie să. adică, oferta pe care mi-o făcea la momentul respectiv Sorin Luance era să prezint știri, eu eram foarte nefericit cu treaba asta, uh, și atunci am vrut să renunț. Am vrut să renunț. Uh, uh, au mai fost uh, momente când am avut posibilitatea, mi s-a oferit posibilitatea să fac altceva, nu în țară, deci, cum să zic, sunt momente în care te gândești. Că dacă nu te gândești și zici, băi, eu sunt, eu n-am deloc treaba asta, adică eu încerc în sufletul meu să nu-mi păstrez deloc uh, cum să spun, am făcut o emisiune care a avut un mare succes sau o uriașă audiență, nu știu ce, ok, <laughs> succesul vine și uh, trece. Ce avem noi de făcut din seară? Nu stai să te cu apă rece și să zici, mamă, ce Nu, asta este și... Discutând acum din punct de vedere cum a zis Dan Washington, cum a zis Lucas Smith: Diavolul vine după tine în your highest moments. Deci, am încercat în permanență să păstrez un super echilibru sufletesc, dar s-au fost, fost momente în care te întreb, băi, e ok ce fac, e ok să continui, dacă m-aș opri acum, ai, am, astfel, am avut astfel de momente. Și cred că e bine că l-am avut. Și cred că e bine să ai astfel de momente. Să ai întrebări. Zice, Bă, ce fac eu acum? Adică, Dacă mergi într-o inerție, cred că e greșit asta. Dacă ai renunța, te-ai îndreptat vreodată către catedră? De pildă către istorie? Mm. Pentru că tu ești doctor în istorie. Nu Și... sunt. Eu, eu, nu, nu, nu. nu. Aici este un lucru. Deci, uh, povestea cu lucrarea mea uh, de doctorat e așa. Eram... Uh, nu mai țin că eram, eram, deja la antenă. Nu mai era la realitate. Era la antenă. Și a venit profesorul, marele profesor de istorie, nu? Dan Berindei, academician. Și Mihai, păi, mi-mi place foarte mult așa, a avut niște discuții, mă tot invita acasă la domnia sa, avea o soție, ceva, unul de ce mai drăguți oameni din lume. Mă ducea dulceață și așa mai departe. Și mă tratau așa, ca pe un copil, dar Domnilor, parte da. din familie Da. și a zis Mihai, tu trebuie să faci un doctorat în istorie tu profesor, nu ba da, trebuie, ce băi, tu ai făcut teologie cu tare, de ce merg lucrurile și m-a tot bătut la cap până când m-am dus și am susținut um, am susținut un examen pentru admitere la doctorat după ce am susținut acel examen a zis domnul profesor și am zis, domnul profesor pe locul ăsta trebuie să fie cel care vrea să facă, să studieze, să facă o carieră academică putare. Nu, e pentru eu știu. Nu ține locul și m-a retras. A apărut în presă că sunt doctoran, că nu știu Citi ce, că nu știu cum. Și titlul lucrării, Ionel Brătianu și epoca -a aia erau, De altfel, un mare erou. Un mare erou, Aia a Brătianu. fost, de fapt, lucrarea pe care mi-am ales-o. Și aș fi vrut să fac pe. Mi s-a părut important să fac o. Vreau să fac, cât am vrut să fac, până n-am mai vrut să fac o teze de doctorat pe uh, Ionel Brătianu și epoca asta, totuși ce epoca. Uh, dar, uite, eu cred că am luat o decizie foarte bună. Uh, am avut de-a lungul timpului diverse variante de a face studii doctorale și așa mai departe. Nu știu. Dacă aș fi un bun profesor, îmi place foarte mult, însă, uite, tu știi foarte bine că ești în presă de niște ani de zile și cunoști lumea asta e, foarte bine. În presă sunt câteva categorii. Există categoria eu sunt cel mai tare, dacă mai scoate vreunul capul, omor. Da? foarte mulți, mai ales în televiziune și unul numai. Există această categorie și îi știm foarte bine amândoi, există categoria băi, eu mă bucur de succesul cuiva. Eu mă bucur de succesul tău, mă bucur de succesul locutare. Eu, de exemplu, sunt oameni pe care îi admir, care n-am neapărat așa vreo relație. Dar îi admir, mă uit ce fac, citesc și așa mai departe. unde le mai și zic când am ocazie. Mie mi-a dat Dumnezeu, această calitate de a admira oameni și de a încerca să-i ajut, să-i sprijin. Mai ales când vin copiii ăștia, vezi, nu știu, vine un copil talentat și vezi în redacție, vezi cum crește, vezi că de o exclusivitate, vezi că e, e ceva făcut. Da. răspunde, are inițiativă, Ei, eu este, fac... încearcă să construiască subiecte. Da. Eu fac parte în această categorie care mă bucură să vadă cum crește cineva, cum, mamă, sunt unii care îi știu din momentul în care am intrat prima dată pe partea televiziunii și acum sunt niște mari nume, da? Sau erau un impresa scrisă și cărora mi-a dat Dumnezeu gândul ca să le ofer șansa să facă televiziune și sunt niște superstaruri acum, da? Am o mare satisfacție cu asta. Eu nu am această chestie să-i invidiez. Poate, pornind de la asta, mă gândesc că ar fi posibil să mă bucure să fac, nu știu, să învăț niște copii la un moment dat lucruri. Dar habar nu m-am nu gândit la asta, Dumnezeu știe. Ești fericit? Uite, când primesc întrebarea asta, mă gândesc dacă să răspund superficial, să răspund așa de complezență. Și sigur că nu vreau să răspund nici superficial, nici de complezență. Am momente care sunt fericit. Am momente care nu sunt fericit. Am momente în care sunt super bucuros. Eu sunt așa un om destul de chiar dacă par așa foarte serios și dar am momente în care sunt super bucuros și mă încântă ceea ce se întâmplă și am momente în care nu toate lucrurile sunt așa cum ți le dorești. Motiv pentru care cred că răspunsul corect la întrebarea ta este caut să găsesc momentele de fericire cât mai des, mai ales prin încercarea de a face pe ceilalți fericiți, de a face persoanele care te iubesc fericite și cred că asta cu fericirea nu e am ajuns în punctul ăla, nu o mai plec de acolo. No. Dacă ai ajuns în punctul ăla, fi sigur că o să vezi abisul și o să dai capul de toți pereții și până la urmă asta este viața, nu? E o luptă, e o bătălie în care ca Michael Jordan ai momente super spectaculoase, ai lovituri de să uită toată planeta și zice wow, ce e asta, se poate întâmpla și sigur, Dumnezeu cred că ne dă fiecare dintre noi și momente așa mai spectaculoase, nu ca Michael Jordan și sunt momente în care nu, cum a suferit el, de exemplu, când i-a murit tatăl și n-a fost la Marea Lui Victorie uh, și sunt momente nu din sfera lui Michael Jordan, din alte sfere în care ai înfrângeri și ai... Uh, nu le vede nimeni. La cei care mai apărăm așa excesiv la televizor sau, eu știu, în spațiu public, nu le vede. Dar sunt și astfel de momente care trebuie să te lupți, să reduci și să le rezolvi și să găsești soluții atunci când e foarte greu, știi, să faci și exhibiționismul ăsta la televizor și în același timp să îți găsești răspunsurile la întrebările tale. Deci e o bătălie, e o, cum ziceai tu, e un super maraton și important e ce se întâmplă la final. Că un moment, două, trei, nu suficiente. Important e când ajungem la final să ne răspundem la întrebarea ce am făcut cu viața noastră, e caracterul cel mai frumos lucru pe care îl avem, avem oameni care ne iubești, pe care iubesc lângă noi, sunt copiii noștri în punctul pe care uh, ni l-am dorit ce putem să faci, dacă tot ce am făcut pentru ei a fost și cred că mai e ceva la final. La final e foarte important ca și copilul de 18 ani tu, eu la 18 ani și cel la 80 de ani să fie mulțumiți de traseu și de ceea ce am făcut. E finalul discuției. Te-am întrebat dacă ești fericit pentru că pe mine m-a făcut fericit acest dialog. Îți mărturisesc și îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea. Cu drag și eu îți mulțumesc. Pentru că ascultându-te am simțit că foarte mulți dintre cei care dăm deoparte Uh, micile comentarii care vor exista, poate malițioase. Libertate. dar Exact. Dar foarte mulți dintre cei care te vor asculta și ne vor asculta vor uh, avea de învățat. Nu știu. Pentru mine... Uh, pentru mine e important că am uh, vorbit cu tine, mi-am deschis sufletul și dacă cineva consideră că e ceva bun, din ce am vorbit noi foarte bine, dacă nu, să încerce să facă lucruri mai importante și mai bune decât am spus noi, însă, uh, uite, nu știu de cât timp am mai dat eu un interviu, însă mi s-a părut, și asta este un lucru pe care mi-l doresc să se întâmple mai rar, uite, cu podcasturile astea, uh, mai poți să vezi niște oameni pe care nu prea vezi la televizor, din păcate, de foarte multe ori, și asta e un lucru pe care cred că e de învățat inclusiv pentru noi, oamenii trebuie să fie aduși la trebuie să o spună ceea ce cred, ceea ce simt, lucrurile în care cred, iar ceea ce faci tu la podcastul tău. Mai sunt câțiva care fac asta, nu mulți majoritatea pod podcasturilor sunt așa pe hăhăială, ceea ce nu de e rău, că lumea trebuie se loc, să râdem, să... să ne bucurăm. Dar faptul că sunt niște oameni care spun anumite lucruri, poate găsești ceva bun acolo. Și eu te felicit și cred că e important să continui, să mergi pe drumul ăsta, nu simplu, că nu e uh, ușor ca oamenii să vină să vorbească despre lucruri așa mai... E. Dar cred că e un drum foarte bun de care e super nevoie în România. Îți mulțumesc și eu. Îți mulțumesc și eu încă o dată. A fost Mihai Gâdea, așa cum nu-l vedeți în nicio seară la Antena 3, acolo unde milioane de români îl urmăresc. Eu vă mulțumesc, îți mulțumesc încă o dată Mihai și, și noi ne revedem săptămâna viitoare, sâmbătă. Toate bune!